Orice sprijin material este binevenit. Așa și-au zis și membrii Asociației Județene Giurgiu a pensionarilor, care încă de dimineață s-au prezentat pentru ridicarea celor 40 de lei, suma atribuită de câțiva ani persoanelor care și-au plătit cotizația la zi. Am început această acțiune în data de 11 noiembrie și vom continua inclusiv până data de joi, 14, pentru că sunt circa 300 de membri care sunt programați în fiecare zi. Altfel ar fi fost aici mai multă îmbuzeală. 53.000 de lei se atribuie celor 1.300 de membri ai asociației cu astfel de drepturi, parte din sumă provenind din fondurile Federației Naționale a Pensionarilor, din partea Consiliului Local Giurgiu și a celui județean, iar restul de bani din cotizațiile proprii. Ce v-ați gândit să faceți mai întâi cu bănuții pe care îi veți lua? Ce să facem cu ei? La datorii. La datoriile care le avem. Și unde aveți facturi mai multe de plată? Cam peste tot. E pensia mică, datorii multe. Unde veți folosi acești bani? Păi bărbatul meu e mort, fac pomeni. Și eu cu atâta. Păi impozit, păi mâncare, păi nu știu ce, și multe și altele. Nu mai zic de îmbrăcat. Porceam. Veți folosi acești bani de sărbătorile de iarnă? Ajung până la sărbători ăștia. Acum e cheltuit. Acum mă duc la piață și... Deci care ar fi utilitatea prima? Să iau de mâncare. Președintele Asociației Județene Giurgiu a Pensionarilor, Marcel Vulcan, apreciază că până joi 14 noiembrie, drepturile bănești ale pensionarilor pot fi plătite, iar în cazul celor plecați în concedii, sumele cuvenite pot fi plătite și după 14 noiembrie.